Împreună am gândit un program care, pentru a susține sustenabilitatea afacerilor din turism. În total, 100 de afaceri sunt susținute prin acest program din cele 3 țări și am avut două componente. O componentă care s-a numit sustenabilitate, tranziție spre sustenabilitate, și a doua componentă care se numește inovație. De mult timp ne-am propus să fim una dintre destinațiile sustenabile ale Europei, pentru că credem în acest viitor al destinației Sibiu. 28 din județul Sibiu, pentru că mai sunt 5 afaceri din județele Brașov, Mureș și Cluj. Dacă partenerii noștri din Finlanda și Spania au dezvoltat foarte mult partea aceasta de stargazing, de destinație pentru observarea cerului, în România ea este și în Sibiu este incipientă, dar ne bucurăm că avem două afaceri, cum sunt cei de la Ricky și Claudia Popelca cu Step by Step Travel, care și ei de anul trecut am început să propună turiștilor care vizitează destinația noastră această activitate și ne bucurăm că am putut beneficia de experiența colegilor din cele două destinații, cum spuneam, foarte avansate pentru stargazing. Astroturism. Am sesizat că există posibilitatea să mergem pe o nouă nișă și anume să facem drumeții în natură cu observarea cerului, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Există persoane care, spre exemplu, cărora, spre exemplu, este frică sau nu doresc să meargă pe timp de noapte să observe cerul, așa că îi oferim posibilitatea să fac observații solare pe timp de zi și, bineînțeles, să afle mult mai multe informații despre misterele cerului pe timp de zi și pe timp de noapte. La noi mai puțin promovat este turismul stării de bine, ceea ce se numește în limba engleză well-being tourism. Turism mai degrabă experiențial, în care oamenii vin să-și trăiască propria poveste, să se regăsească, să se conecteze la sine înșiși, să se conecteze la comunitățile locale și la cei din jur, să se conecteze la natură. Și asta într-un mod mai lejer, mai intim, dacă doriți, pentru că eu mă concentrez foarte mult pe ture private, individuale sau pe grupuri, mini-grupulețe. Și atunci, în cadrul proiectului, am dezvoltat acest concept de turism în care mergem mai mult pe experiențe, în care încercăm prin tot felul de drumeții simple, lejere, cu elemente de meditație, elemente de dendroterapie, terapie în pădure sau ceea ce se numește forest bathing, chiar exerciții simple de yoga, integrare în comunități, prin ateliere, prin conversații, prin dialog cu comunitățile locale, experiențe gastronomice. Toate acestea am încercat și încercăm în continuare să aducem oamenii mai aproape de ei înșiși și de tot ceea ce înseamnă acest turist de stare de bine.